În această dimineață, polițiștii din orașul Strehaia au pus în executare un mandat de percheziție a unui bărbat în vârstă de 46 de ani din localitatea Tâmna. Acesta era bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt și tăiere ilegală a materialului lemnos pentru prelucrarea acestuia. Bărbatul era bănuit de către polițiștii mehedințeni din luna martie, când a tăiat mai mulți arbori dintr-o proprietate privată din localitatea Fața Cremenii. După ce furturile au fost reclamate, oamenii legii și-au făcut datoria și l-au pedepsit așa cum se cuvine. În această dimineață, polițiștii orașului Strehaia au pus în executare un mandat de percheziție la domiciliul unui bărbat de 46 de ani în localitatea Tâmna, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt și tăiere fără drept de material lemnos. Din probatoriu administrat, polițiștii au stabilit că persoana bănuită în luna martie anul curent ar fi tăiat și ar fi sustras mai mulți arbori dintr-un fond forestier, proprietate privată, situată în extravilianul satului Cremenea. În urma percheziției efectuate, polițiștii au ridicat în vederea confiscării cherestea, debitată recent, pentru care persoana nu a putut prezenta documente de proveniență. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere și furt fără drept de material lemnos.